În acest tutorial vom vedea cum se realizează o resursă de tip atașament în Livresc. Vom crea o resursă de tip atașament pe care o edităm cu dublu click. În interiorul resursei avem posibilitatea să schimbăm mai întâi fișierul atașat. În mod implicit avem un fișier de tip zip. Pentru aceasta, dând click, putem să ne alegem orice tip de fișier pe care îl avem în calculator. Trebuie să aveți în vedere faptul că nu se poate atașa decât un singur fișier odată, însă aveți posibilitatea să repetați operația și să atașați în felul acesta mai multe fișiere, fișierele putând să fie de orice tip. Pentru fiecare dintre fișiere aveți posibilitatea să adăugați o descriere, tema pentru mâine, tema pentru altă dată. Aceasta este tot ce avem de făcut. Bineînțeles că putem adăuga o descriere, un mesaj îndrumător. Iată cum arată resursa. Avem cele două atașamente. Ne este indicat numele fiecărui atașament, dimensiunea acestuia, tipul fișierului și avem posibilitatea să le downloadăm dacă dăm click pe aceste zone. Pentru fiecare dintre ele, atunci când suntem cu mouse-ul deasupra zonei, vom vedea textul atașat.